S-a aflat care este orașul cel mai poluat din România și nu este Bucureștiul, așa cum ar crede mulți dintre români. Așadar, unde riscă românii să se îmbolnăvească din cauza poluării puternice? Un ultim raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului scoate la iveală o informație alarmantă în ceea ce privește poluarea dintr-un oraș mare din România. Astfel, cel mai poluat aer din România îl respiră locuitorii din Iași, aici în ultimii 2 ani fiind înregistrate cantități alarmante de particule fine. Dacă cel mai toxic oraș este Iașul, depășind chiar și Bucureștiul, la polul opus cu cel mai curat aer din țara noastră se regăsește pe malul Dunării, respectiv municipiul Galați. Acesta se situează pe locul 21 la nivel european. Întrucât poluarea duce la apariția unor grave boli respiratorii și nu numai, aceasta fiind o problemă a marilor aglomerări urbane în anul 2021, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca nivelul maxim de particule să fie până în 5 unități pe metrul cub. În plus, cu scopul micșorării pericolului nevăzut, Uniunea Europeană a pus la dispoziție fonduri care să fie folosite pentru modernizarea transportului public, precum și pentru realizarea infrastructurii necesare pentru stimularea transportului alternativ. Chiar și așa, nu toate autoritățile locale au depus proiecte pentru a beneficia de bani europeni. Vinerea verde era binevenită și din perspectiva descongestionării traficului rutier, în contextul în care orașul din inima Moldovei este sufocat zi de zi de ambuteiaje, relatează playtech.ro.